Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Numele meu este Cătălin Pasăre. Această seară discutăm despre frământările sportului nostru, cele de toate zilele. Vedem ce s-a mai întâmplat la Târgu Jiu cu formațiile noastre reprezentative. Care este viitorul pentru echipele de handbal și basket? Pentru că din acest sezon vorbim de două formații care vor juca în sala sporturilor. Dacă luăm doar partea masculină, pentru că se naște și o nouă echipă de fete la Târgu Jiu. Vorbim despre și aceste lucruri, vorbim despre toate aceste lucruri, dar vorbim și despre Pandurii Târgu Jiu, care iată au un debut destul de bun în Liga Secundă, poate un debut peste așteptări, dacă ne gândim la tânărul lot al lui Adrian Bogoi și dacă ne gândim că Pandurii a revenit la Târgu Jiu, însă pe terenul sintetic. Alături de mine în această seară este jurnalistul Aurel Măceșanu. Îl găsiți, bineînțeles, pe platforma mediajieni.ro. Bănuiesc că știți deja despre acest site, pentru că este unul foarte atractiv. Bună seara, Rică, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Hai să mai vorbim și despre sport! Să mai vorbim și despre sport, într-adevăr! Și să pornim cu echipa Faniuna Gorjului, zic eu, Pandurii Târgu Jiu, pentru că la ultima noastră întâlnire vorbeam despre sfârșitul, ca să zic, campionatului trecut, despre ultimele etape și despre ce poate rezerva viitorul Pandurilor din Târgu Jiu. Iată că între timp, dacă puțini anticipau sau dacă poate cei mai optimiști își doreau acest lucru, Pandurii a revenit la Târgu Jiu, însă nu pe stadionul municipal, ci pe un teren sintetic care fusese lăsat de izbeliște. Credeai în această revenire a Pandurilor? Credeam. Deci nici prin cap nu trecea că Pandurii o să joace meciuri oficiale pe terenul sintetic. Ideea e că uite că a revenit, iar oamenii trebuie să înțeleagă că revenirea echipei la Târgu Jiu nu s-a făcut bătând din palmă. A fost muncă multă acolo, multă lume, ca să spun așa, să nu dau lume implicată, nu dau lume pentru că mai nu, dacă faci ceva bun pentru orașul Târgu Jiu, dacă încerci să mai pui o cărămidă în atâta de bandadă și să mai dai cu o mătură, te trezești cu anchete penale și alte minuni. Vorbești despre terenul sintetic asta, acum, nu? Nu, hai să ne înțelegem. La Târgu Jiu, de un an și ceva, nimeni nu mai are voie să facă nimic. Pentru că așa vrea X, ea vrea Y, să arate că fără ei nu e posibil nimic. Iertați-mă, domnilor și doamnelor, dar cu dumneavoastră s-a ales praful. Asta e și cu Pandurii la Târgu Jiu pe terenul sintetic. A fost multă muncă, oameni implicați, chiar firme private, nici pe ele nu o să le spun, deși știu câteva nume, nu să le spun pentru că oameni care zic că ne reprezintă și vor binele orașului, sunt atente la nevoile comunității, știu decât să facă rău. De un an și ceva, la Târgu Jiu, nu ai voie să pui o cărămidă, nu ai voie să așezi un bai, nu ai voie să faci nimic, să trăiască ceva în orașul ăsta. Și da, Pandurii a revenit acolo pe terenul 2, așa cum îl știm noi cei mai în vârstă. Deja intru la categoria seniorilor deja. Pe terenul 2, acolo unde era Biută, rezultate bune, însă... Rezultate peste așteptări, să o spunem. Însă, exact. Însă trebuie să conștientizăm că la Pandurii nu s-a rezolvat nimic. Corect. La Pandurii nu s-au rezolvat problemele. Echipa asta, dacă trăiește acum și nu-i ridic ode, pentru că nu pe mine m-a plimbat prin Europa, nu eu am avut contracte de colaborare sau mai știu eu ce, echipa Pandurii Târgu Jiu trăiește datorită, subliniez, datorită ambiției lui Marin Condescu. Bine, majoritatea susține în continuare că Marin Condescu are să-și ia o sumă frumoasă de bani de la Pandurii și de asta nici nu e sprijinit, unul la mână, dar de asta și insistă ca Pandurii Târgu Jiu să rămână pe linia de plutire. Nu știu, cine îl cunoaște pe Marin Condescu cât de cât, trebuie să-și dea seama că niciodată declarațiile lui nu vor spune tot. Marin Condescu are planurile lui. Îmi zicea cineva, un apropiat
al clubului, cine știe ce mai coace. Bun, nu știu. Esențial e că echipa este încă în viață, subliniez, încă în viață, și uitați că niște tineri aduc ceva rezultat. Și mai e o speranță acolo. Mică, mare, mai există. Dar speranța cu stadionul municipal din Târgu Jiu. Mulți anticipează sau mulți oameni din mediul politic ziceau în felul următor. Domnule, cât timp va fi primarul Marcel Romanescu, la Târgu Jiu sunt șanse bune ca stadionul ăsta să, nici, să nu fie inaugurat. Deci eu nu vreau să duc discuția într-o extremă, vreau să fac niște constatări, atâta tot. Din câte văd, la București firea se vaită că nu primește bani de la guvern. Din câte văd, a postat jurnalistul de investigații Narcis Daju zilele trecute, centrul orașului Alexandria, patria lui Dragnea, e ca după bombardament. Recerta am trecut prin Petroșani, e nenorocire tot în centrul orașului. Recent am trecut prin Craiova, e dezastru. Deci, la Craiova, dacă ne aducem aminte, domnul primar Genoiu, dacă nu mă înșel, declara în urmă cu puțin timp, domnule, noi am luat stadionul, dar știți că pompele astea n-au mers niciodată. Deci s-a făcut și acolo o recepție. Ei, rup că trebuia să se facă și acum sunt probleme, dar nu sunt bani. Au grăbit inaugurarea. Dar nu sunt bani. Bun. Eu am discutat problema stadionului cu mai multe persoane. Sper să vină banii de unde, nu știu. Sper. Sper pentru că eu vin aici, tu ești jurnalistul sportiv și vorbesc prin prisma socialului. La iarna, dacă stadionul nu o să fie terminat, finalizate lucrările, nu terminat, primăria municipiului, adică noi, va plăti aproximativ 100 de milioane să-l încălzească. Atât a plătit și iarna trecută. Asta pentru încălzirea lui, pentru că te obligă niște contracte. Asta e situația cu stadionul care trebuia să fie gata de nu știu când, cu stadionul pe care niște oameni politici îl prezentau prin campanie electorale, gata, atunci gata. Obiectiv finalizat. Da, că este gata, ba o să jucăm chiar în cupele europene, și am jucat atât de tare în cupele europene încât am lăsat sportul să moară definitiv. Trebuie să precizăm. Pentru că văd și văd, dragilor, nu mi-o luați în număr de rău, a nu avea o minimă informație în timpurile astea, când toată lumea butonează pe telefon și în cel mai mic cătun al județului, deja devine un handicap. Deci banii pentru stadionul Târgu Jiu nu îi poate aloca primăria, nici Consiliul Județean Gorj. Deși poate unii politicieni au încercat să arunce pisica în curtea primăriei Târgu Jiu, nu? S-a încercat de să se spună, domnule, dar stai Cătălin, că noi am făcut demersuri la București, parcă așa spunea unul dintre deputații Gorjului, am făcut demersuri la București, acum e rândul primăriei să insiste pentru sumea de au arătat că nu valorează nimic acolo, iar cuvântul lor cântărește zero. Nu poți. Știi de ce vorbesc despre primăria Târgu Jiu, acești politicieni? Tocmai există, pentru că există acea masă a populației total dezinformată la care prinde. Mă înțelegi? Pentru că dacă ar ști, bă, omul ăsta știe. Stadionul a fost predat CNI-ul, Compania Națională de Investiții. Primăria Târgu Jiu nu poate să miște nici măcar un gard mai încolo. Mă înțelegi? Dacă oamenii ar ști, bă. Și atunci prinde să arunci și numele primarului la înaintare. Deci ai, domnule, că e și rândul lui să facă ceva. Nu știu dacă are primarul, dacă trebuie să băgăm numele primarului. Romanescu, din păi ce asta știu s-a încercat. Din ce știu eu, Romanescu s-a tot rugat de parlamentarii de Gorj. Sprijiniți-mă. Din ce știu eu, a fost la absolut toate comisiile ministeriale și interministeriale ce au vizat problema stadionului. Eu rămân la prima idee, de asta ți-am zis, nu sunt bani.
Bun, a mai fost avansat un termen, septembrie 2018, da? Hai să zicem sfârșitul lunii. Cătălin Pasăre. Realist, se poate deschide stadionul anul ăsta ca să închem discuția asta cu stadionul. Deci, nu sunt omul care să critique prea tare. Din câte mi amintesc, atunci am schimbat câteva replici pe Messenger. Nu e posibil să spui așa ceva în fața unor jurnaliști și să ieși viu. Păi nu e decât al 14-lea termen avansat. Povestea asta a spus-o Mihai Weber. A dat termenul, a avansat acest termen de septembrie. Păi măi, dragi jurnaliști care faceți teren astăzi, erau niște vremuri când Mischie, dacă îți spunea o boacănă, nu se pleca din încăperea aia, era o generație. Fără scandal. Păi acum când îți spune o Weber în față, în septembrie nu știu ce, atunci ce ți era greu să-l întrebi tu, jurnalist? Domnule deputat, ce hotărâre de guvern alocă banii pentru stadionul din Târgu Jiu? Dar eu am preluat ce a declarat ăla, fără să eu, ca jurnalist, să mă interesez, am rostogolit-o și poftim manipularea. Nu vreau să spun că a fost făcută cu intenția, dar mă întreb, când tu știi, jurnalist, situația de fapt, și omul spune, domnule, în septembrie o să fie gata stadionul. Simplu, fără ceartă, domnule deputat, ce hotărâre de guvern prevede alocarea banilor? Atât. Dacă nu există hotărârea, cum e gata în septembrie, domnul deputat? Deci asta e o problemă. De care se folosesc niște oameni în scopuri electorale, în scopuri de a distrage atenția, n-ai cum să fie. Nu știu, să sperăm că vor veni banii. Bun. Lumea este mult spus entuziasmată, dar revenirea asta la Târgu Jiu pe noul teren sintetic a atras din nou gorjenii la stadion. Avem un tânăr Pârvulescu, un tânăr Brânzan, ca să nominalizez doar doi. Sunt ceva rezultate pozitive, iar poate ce e mai important, Pandurii Târgu Jiu a câștigat procesul cu acționarii. Se va face un apel. Consider că chiar cu acești bani, potențial bani care ar putea veni dacă decizia este executorie, se arată luminița de la capătul tunelului pentru Panduri? Sau în caz contrar, dacă nici acești bani nu vin și Pandurii pierde în cele din urmă procesul, este finalul pentru echipa Faniona Gorjului? Sunt mai multe variante. Vezi, eu mai păstrez câte o surpriză pentru emisiunea ta, pentru că suntem prieteni și nu pot să vin cu mâna goală. Apreciez. Așa se face. Dragul meu, dragi telespectatori, situația e în felul următor. Pandurii câștigă apelul, suma devine mai mare. Se pare că va deveni undeva la 4,5 milioane de euro. Banii care au fost ceruți inițial. Deci, bun. Dar, atenție, banii ăștia vor fi suportați de Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean, deci într-o tot comunitatea, într-un fel sau altul, tot din buzunarele noastre. Să ne înțelegem. Dar vor merge către sport. Nu câștigă apelul de la Craiova, au pierdut tot. E, în ambele variante există un fluturaș, o surpriză pe care mă așteptăm iară să o văd dezbătută în presa locală și n-am văzut-o. Dacă va intra în vigoare acea lege a amnistiei, scapă Pandurii sau nu de datoria de la finanță? N-am văzut discutată problema asta. Bună întrebare. Deci mai există și varianta asta. Ți-am zis, nu vreau să vin cu mâna goală la tine în emisiune niciodată. Deci, mâine sper și eu că Marin Condescu va răspunde unui jurnalist, domnule, dacă va veni legea asta a amnistiei, vigează și Pandurii Târgu Jiu. Iar în momentul ăsta se pot face o mulțime de calcule, se pot lansa o mulțime de ipoteze. Cam de ce povară ar scăpa Pandurii prin această lege a amnistiei? Cred că dacă ar fi vorba despre... Dacă. Punem acel dacă. Cred că aproximativ 2 milioane de euro.
Deci, revin, calcule se pot face, multe. Variante, ipoteze de plecat pe ele, multe. Pandurii ar avea șansa să supraviețuiască pentru moment cu acest proces câștigat. Și în mod cer să ducă campionatul ăsta la capăt, da? Mai are o șansă pandurii. Noile reglementări FRF impun alți jucători la Liga 1 de o anumită vârstă. Corect. Iar pandurii e cam mare. De voie, de nevoie. Și dacă te învârți de o jumătate de milion de jucători, duci campionatul ăsta. Cu sprijinul nostru, al spectatorilor. Pentru că nu e mare lucru, dragilor. Ne văităm și discutăm despre, probabil o să discutăm și despre basket și handbal. Trebuie să contribuim și noi cu ceva. Pentru că alții ne-au dus în cap. Cu contracte de sute de mii, s-au câștigat miliarde într-o lună de zile. La Târgu Jiu. Cu acceptul politicului. Acolo s-au dus banii. Acolo. Și prefer proiectul ăsta cu jucători, dar încă nu e stabil, n-ai o stabilitate, n-ai o sigură, cu jucători tineri și foarte tineri, pe salarii, nici nu mai îi spun, aș prefera să aibă și ei măcar 400-500 de euro. Aș prefera proiectul ăsta și ar putea interveni, eu știu, o altă minună. Să ai un jucător doi, să se mai nască un Chiricheș la Târgu Jiu sau un Maxim. Să crească așa, să apară să crească și să fie propus spre vânzare. Și uite așa. Da? Să încasăm niște bani. Pentru că de la Complexul Energetic Oltenia nu o să mai vină bani în perioada următoare, cel puțin deci, asta susține managerul Sorin Boza. Deci Complexul Energetic Oltenia are destule probleme. Are destule probleme. Se pune în discuție existența și supraviețuirea lui. Deci vă dați seama, doamne, nu vreau să mă gândesc ce ar fi Gorjul fără Ceu. Dar astăzi am văzut la Iernut, cred, nu știu, undeva în Ardeal, deja în 2020, e o fostă termocentrală care o să asigure pe gaze energie electrică pentru tot nordul țării. O altă lovitură pentru Complex. O altă lovitură pentru Complex care în perioada asta dificilă și în perioadele dificile n-a fost sprijinit de nimeni. Așteptăm iarna, iară îi lăudăm ce frumoși și buni sunt minerii și energeticienii. Majoritatea liderilor de sindicat, ca să facem o paranteză aici, au spus că mixul energetic pe care l-au promis parlamentarii gorjeni nu s-a mai realizat și ar fi poate singura cale de salvare. Ce părere ai despre această chestiune? Era așa, asta oricum trebuiau investiții. Trebuiau investiții multe în ce o să puteau face. Însă statul român a preferat să cheltuie altfel bani. Deci e puțin probabil să se întâmple asta în viitorul apropiat. Nu cred. Nu cred. Din vreme ce tu stai în centrul Alexandriei, centrul orașului Alexandria, acolo unde conducătorul României, Liviu Dragnea, merge și el tu stai cu centru ca după apartament. Iartă-mă. Stai calea ferată. Dacă mergeți cu trenul spre Rovinare, pe Rovinare, spre Craiova, merge trenul în lungă. Da. Revenim la problemele noastre. Revenim la sport. La sport. Sala sporturilor deschisă, da, și pentru antrenamente, așa cum era firesc, și pentru jocuri oficiale, vin două formații 100%, plus o formație de fete, da, vorbim de ACS Târgu Jiu, UCB Târgu Jiu, handball, basket și, se pare, LPS Târgu Jiu, o formație nouă înființată, sau reînființată, da, dacă vrei, la nivelul ligii secunde, toate trei formațiile joacă la nivelul ligii secunde. E un lucru îmbucurător, să spunem, pentru fanii din Târgu Jiu, pentru fanii sporturilor de sală, că în sfârșit se deschide și acest obiectiv meciurilor oficiale. E un lucru bun pentru orașul Târgu Jiu și pentru județul Gorj. Eu ți-am mai spus e de mult. Un oraș fără teatru, fără universitate, fără sport, nu există. Trebuie să ne ridicăm la niște standarde. Pentru că dacă vom continua așa, să nu ne mai mirăm că vedem căruce pe centrul orașului.
Pentru că noi nu tindem să mergem mai departe. Revenirea în sala sportului era normală, era de așteptat. Problema e una, Cătălin. Oameni buni, la Gorj, sportul a fost, dragi, așa. Scurt, n-a mai rămas nimic decât datorii și averi la unii. Să ne înțelegem. Că unii s-au folosit. S-a ras. Acum am văzut tot felul de farisei, de papagali, le spun pe românește, care urlă pe interneturile. Vai, sportul, nu ajutăm, nu facem. Băi, prietenă, băi, om de Dumnezeu, nu spun pe nume că ești cum ești. În momentul în care tu ai terminat tot, moarte, înmormântare, împământare, ai luat un copilaș, un bebeluș, îl iei de mânuță și îl înveți să meargă. Deci, dragii mei, asta e calea. Iei bebelușul și îl înveți să meargă. Ușor, ușor, mai face un pas greșit, mai cadă. Altă soluție. Nu avem bani ca nivel de județ. Nu avem multinaționalele lui Firea de la București să ne intre la bugetul local zeci de milioane de euro, sute de milioane și să nu mai știm ce facem cu ei. Sportul așa va crește, ușor, ușor. Așa va exista. Nu ai cum, l-ai omorât, a murit ăla. E ca o plantă care crește ușor, dar trebuie să o îngrijești. Și văd, vai, că nu se face, nu se drege. Tu vrei, mă, să și culegi via, nici n-ai pus în pământ și ai, nu, vrea direct vin. Nici măcar să culeagă via. Sau vreau compot sau gem și el nu lasă de nimic acolo. Înțeleg ce spun? Înțeleg foarte bine. Bun, asta e situația de la Gorj. Și trebuie să începem ușor, ușor. Iubitorii sportului, copii, părinți care își doresc ca urmașilor să facă sport. Ce părere ai de următoarea chestiune? În momentul de față, într-adevăr, se pun bazele piramidei, sunt investiții în sectorul juvenil, dacă vorbim mai ales de sportivii gorjeni. Adică sportivii gorjeni, după mult timp, au o șansă. Au o șansă să evolueze la echipele reprezentative ale județului. Vorbim de sportul de sală, vorbim de Pandurii Târgu Jiu și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, sunt voști care susțin, domnule, fără o finalitate, cheltuim bani publici aiurea. Fără o finalitate, la ce mă refer? La încercarea, poate, de a promova într-o ligă superioară. Cum vezi această discuție? Domnule, cunosc ambele variante și sunt foarte adevărate. Problema se pune în felul următor. Îți permis să cheltui bani mai departe. Vrei să ai sport? Mă înțelegi? Multe echipe, la nivel de fotbal, handball, basket, puteau să promoveze de sezonul trecut, cred eu. Dar au evitat asta. De ce? Promovezi, au mai făcut niște inconștienți gafe, cheltui niște bani pe care nu-i ai, faci datorii și te întorci la momentul în care am vorbit. Corect. La momentul nu ai nimic. Și trecutul ne demonstrează acest lucru. E ideal. Ar fi ideal să mai ai parcursul ăla logic. Și normal, domnule, cheltuiești niște bani ca să obții. Eu ce pot să obțin în schimb? Pot să obțin tineri mai sănătoși, da? O comunitate care are sport și pot să obțin și bani în cele din urmă. Pentru că jucătorii ăștia, eu pot să-i transfer, pot să aduc la Târgu Jiu bani, asta pot să obțin. Mai mult nu-mi permit. De unde? Îmi amintesc că erau salarii de 10.000, 12.000 până și la basket. La basket, exact. La basket. 12.000 de euro pe lună. Fără prime de joc și alte bonificații. Păi 12.000 de euro ca să masă. Cu banii ăștia ți-o iei echipa. Hai să mutăm puțin discuția spre Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu. CSM, noua entitate, nu funcționează, dacă vrei, la parametrii care trebuie să funcționeze. S-a iscat o întreagă tevatură, mai ales de când domnul Dan Marinescu, principalul candidat, da, la șefia CSM-ului, l-a acuzat pe
primarul Marcel Romanescu că a anulat ilegal acel concurs, a amânat de fapt ilegal acel concurs pentru șefia acestei entități în așteptarea unui răspuns de la guvern, vorbea de acea descentralizare. Cum vezi până la urmă situația? Va funcționa acest CSM în viitorul apropiat și care va fi rezolvarea problemei? Pentru că sunt multe speculații. S-a speculat până la urmă că și Mihai Prunariu ar vrea să rămână la conducerea CS Pandurii Târgu Jiu, care ar evolua într-un CSM și așa mai departe. E puțin complicată discuția aici. Hai să le înțelegem și pe asta. Să le așezăm ușor și ajungem și la candidați. Eu nu văd principal candidat, pentru că nu există principal candidat. Cum ai merge la un examen și spui, ăla e principal favorit. Nu. Principalul pus, favorit. Ți-am dat pixul, foaia, subiectele, mai. Nici nu știu dacă va mai avea loc concursul ăsta, ar putea să fie desemnat candidatul, referim la șeful CSM-ului. La Clubul Sportiv Municipal. Discuția asta am mai avut-o aici, în, dacă nu mă înșel, noiembrie 2017, ultima dată când am fost prezent la tine în emisiune. Hai să-l amurim. Clubul Sportiv Municipal, părerea mea, a fost înființat pentru a oferi niște locuri de muncă unor oameni. Atât. Ce argumentez? Mai înființat secție de tir, secție de canotaj, sau nu canotaj, în not. În not. Canotaj nu văsărăm cald. Secție de arc. Păi cum faci tu secție de în not? Cât dar care a fost justificarea atunci? Să fie cât mai multe secții. Deci, poate, poate. Au fost niște dedicați. Păi asta a fost justificarea. Mai departe. Justificarea între ghilimele. Deci s-a dat o hotărâre de Consiliul Local la repezeală pentru niște oameni. Eu o spun clar. Și continui cu argumentația. În tot acest sport, Club Sportiv Municipal, am căutat și eu să citesc, să mă luminez, să mă dubirez. Nu spune, băi, îi facem sport de masă sau sport de performanță. Arată mie unde spune ce va face CSM-ul. Pe asta întreb și eu, ce va face CSM-ul? Păi, vezi încă o dată că a fost făcut, hai să facem și noi, să cheltuim niște bani și să dăm locuri de muncă. Nene, poți să fii Ceaușescu din Chila? Pe mine nu mă impresionez. Eu nu cheltui banii orașului ăsta, care e din ce în ce mai sărac. Ia cătă, se pare că va primi cu 100 de miliarde mai, 100 de miliarde mai puțin la rectificare. Atât ne dă Dragnea la Târgu Jiu. Sunt absolut uimit. În condițiile care toate salariile le-au mărit. 100 de miliarde, mai puțin pentru Târgu Jiu la rectificare. Și nu poți să faci o investiție, nu poți să dai cu o vopsea așa. Bun, ce facem? Sport de masă sau sport de performanță? E jurnalist sportiv. Bun, dar în contextul ăsta, care e rolul CSM-ului până la urmă? Rolul CSM-ului trebuie afară să... de a da rolul trebuie. Locuri călduțe pentru unii oameni, să, dacă spui asta. Să ți-l da candidații care au participat la diferite dezbateri și cei să-l argumenteze consilierii. Niciunul n-a făcut-o încât să mă lămurească. Și eu niciodată pot, oricine, nu voi fi de acord ca orașul să cheltuie bani. Pentru ce? Vreau să știu scopul precis. Ce va face acest CSM-ul? Va fi sport de masă sau sport de performanță? Va fi sport de performanță? Ajungem în punctul la care îl pomeneai tu. Am cheltuit bani, ne oprim aici. Da? Pentru că nu poți mai mult. Pentru că nu e CSM București. E CSM Târgu Jiu. Cu 70.000 de locuitori sau nici 80.000 nu mai avem. Asta voiam să aflu eu și vreau. Apropo de domnul Marinescu, îi doresc mult succes. I-a spus dumnealui, e foarte pătimat și îmi place asta. Omul înseamnă că se simte capabil și vrea să facă treabă. Mă înțelegi? Și eu aș vrea să-l văd în funcția asta și să discutăm atunci, concret. Ce facem? Dar până atunci, pentru ce îl facem? Pentru ce facem acest CSM? Pentru ce? Spor de masă? Sport de masă, avem CSS, avem, pot merge copiii la liceu cu program sportiv, este clubul sportiv școlar, așa cum am spus,
Este Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu. Și atunci îi întreb dacă e sport de masă. Pentru ce mai cheltui bani de la primărie? Dacă este sport de performanță. Ce mă fac că nu pot să depășesc un anumit nivel? Cum facem? Consilierii care au votat aberația asta. De ce au votat-o? Ca să asigure locuri de muncă, să cheltuie niște bani, să se mai poată scurge dintr-o parte. Eu nu o pricep. Bun, și în contextul ăsta ce anticipez că se va întâmpla până la urmă? Vor funcționa echipele astea sau vor fuziona? Nici nu înțeleg care e litera legii aici. Până la urmă, ACS Târgu Jiu, UCB. Va fi sub tutela CSM-ului. Vor fi sub tutela CSM-ului. Dacă mă amintesc bine. Deci, mai, haideți să aplicat concret, numai. Dacă mă amintesc bine și tu trebuie să-mi spui, 4 miliarde a fost buget pe 2018, da? La CSM Târgu Jiu. Da, CSM Târgu Jiu. În condițiile care funcționa. Și guvernul, că ajungem și aici, își dădea, bun, funcționa. Echipă de basket, echipă de handbal, echipă, mai multe echipe de fotbal și toate astea, hai să calculăm. Un salariu de director, facem 6.000 de lei minim, fără taxe la stat. Fără taxe de asta. Director de CSM sau de secție? Director de CSM. De CSM. Spunea cineva da. că salariul o să fie... 6.000 de lei. Spunea cineva că salariul o să fie maxim 3.000 de lei. Nu se poate să fie 3.000 de lei. N-ai cum să fii într-o... Cătălin, ăștia-s povești. În momentul în care ai intrat în cadrul primăriei, se aplică salarizarea stabilită de guvern. Înțelegi ce spun? Da, e bine să fii bugetar, am înțeles. Punct. Deci nu mai pot să fac eu salarii cum vreau eu. Ești jurist, te încadrezi acolo, jurist, categoria cu tare. Ești director, atât. Ești șef birou sau șef secție, ai atât. Sau între atât și atât. Nu poți să vii sub salariile alea. Hai să spun ceva, la un moment dat, Dan Marinescu, că vorbeam despre domnia sa, spunea în felul următor. Domnule, ca director de CSM, nu poți să stai în bugetul ăsta. Se referea poate și la banii ăia despre care ai spus că au fost alocați inițial. Eu am luat contact, spunea domnia sa, cu peste 50-100 de afaceri, să spunem, care trebuie să vină să ajute financiar echipele astea sau secțiile astea care funcționează în cadrul CSM-ului. Pentru că, așa cum spunea și domnul Marinescu și, dacă mi-amintesc bine, așa cum spunea la un moment dat și primarul Marcel Romanescu, rolul conducătorului de CSM este să și aducă sponsor. Bun. Eu pun problema altfel. Ți-am zis, îmi place implicarea domnului Marinescu și, apropo, din ce am înțeles eu, era dat Costel Andreu, că nu e Costel Andreu, că ca și candidat e Florin Vigilanu. Da, bine, a fost o greșeală a domnului primar. E Florin Vigilanu. Da, așa. Bun. Revin. Ne amintim cu toții că echipa Universității Brâncuș putea să promoveze. Da? Acei 100-200 de patroni, unde sunt? Chiar l-am găsit 2, 3, 4, 5, 6. Să ajutăm echipa aia. Putea promova. Rezultatele sportive îi permiteau acest lucru. Unde sunt sponsorii? Unde sunt că la Pandurii Târgu Jiu nu vine nimeni să dea o apă plată? Din prietenie, doamnelor și domnilor, să zică... Păi iar ajungem la vechea discuție. Nu vor ca Marin Condescu să ia banii aia. Nu ia, domnule. Asta o să zică toată eu lumea. Să vin, că m-am săturat de placa eu asta. Să asta vin o zic. Patronul cu tare, firma cu tare, nu pentru Marin Condescu, nu pentru Rică Măceșanu, pentru Vasile Gheorghe sau mai știu eu. Merg și duc două boxuri de apă plată la jucători. Cât sunt alea? Câte... Nici 100 de lei. Nu merge nimeni. Da? Asta e în Gorj. În Gorjul milionarilor care cerșesc bani publici ca să desfășoare nu știu ce activități. Nu se mai dă niciun ban public. Cel puțin sper că o perioadă până în 2020, cel puțin și mai încolo mi-aș dori să se practice politica asta. Dincolo de manipulări, de înjurături, de frustrări,
de tot felul de mizerii. Eu prefer să nu mai facă unii afaceri și jocuri de imagine pe bani publici, mă înțelegi? La revedere! Ai bani, ai făcut atâția bani cu stat. Fă-ți mă imagine pe banii tăi. Destul bani ai luat din orașul ăsta, din județul ăsta. Cel puțin sunt o grămadă care au avut afaceri în Târgu Jiu, afaceri cu termocentralele. Unul vine să zică, nu la panduri, ai zis, băi, e Condescu. E această echipă de handbal frumoasă a Universității Constantin Brâncuș. O să fie această echipă de fete și-i felicit pe cei de la liceul sportiv. Da, respectele mele pentru treaba asta. Merită tot respectul. Deci, unul îți vine să zică, da, mă, nici nu vreau să-mi treceți numele, mă. Pentru că banii ăștia pe care, ce am zis, mă, am dus o apă plată, l-am dus și eu la fete, l-am dus la băieți, dau și o ciorbă și un fel o doi, după meci. Îți dai seama, atât. Două meciuri pe lună acasă. Două meciuri. Cu 500 de lei cât dai dedicație la un lăutar patroane, mogulule, miliardarule, că sunteți plini de infose prin orașul ăsta și plătiți tot felul de lingăi și cretini să arunce cu mizerie în oamenii care nu vor să vă mai da, cu 500 de lei facem un meniu al zilei de 20 de lei, împărțiți, dragii mei. Deci n-am spus 13 lei, n-am spus 14, n-am spus 15, am spus 20 de lei. Și tu, patroane, cu 500 de lei, care îi dai la lăutare într-o seară, pe o dedicație, pe una, depinde la câte de persoane ai dat o masă? Și sunt două mese pe lună, Cătălin, Pasăre și dragi telespectatori. Ăsta e municipiul Târgu Jiu și Gorj. Toată lumea e pe luat și cine nu te lasă să iei, hai să-l înjurăm, să-l bombardăm, să-l umplem de mizerie. Bun, să încheiem emisiunea într-o notă pozitivă. Sunt o serie de performanțe reușite de sportivi originari din Gorj sau care activează la formații din Gorj. Să spunem că sportivul Alexandru Beșliu a câștigat o nouă medalie de aur, de data aceasta la Campionatul Național Individual de Lupte pe Plajă, categoria plus 80 de kilograme, junior. De asemenea, este un aur continental pentru o canotare din Gorj. Și aici vorbim de Georgiana Popescu. O știți foarte bine, este o canotoare din Rovinar, Cristina Georgiana Popescu, care a fost declarată și cetățean de onoare. Este uite, aur știam, la... și mă bucur. Și mă bucur că... Da, este aur la junior, la canotaj, alături de echipa de patru rame feminin și de asemenea sportivul Robert Nanu, basketbalist legitim al ACS Târgu Jiu, a reușit locul 4 tot într-o competiție internațională cu echipa de streetball a României. Deci talente de aici sau, legi, sau copii legitimați aici sport există. Este și va mai fi. Ce se întâmplă? Mă tem că gruparea CS Pandurii, deci clubul CS Pandurii va fi îndreptat către primărie. Primăria nu știu dacă va avea posibilitatea financiară să-l țină la standardele astea, iar punerea în discuție a trecerii clubului către autoritățile locale e un alt semn, că la București nu sunt bani. Asta e o mare problemă. Și nu știu dacă toate autoritățile locale, Târgu Jiu și orașele de calibru urbei în care trăim, o să-și permită să țină în continuare performanța la nivelul respectiv. Mai spunem ceva repede? Te rog. În weekendul ăsta avem campionatele mondiale la canotaj de Nisa Tălvescu. Corect. Să fie aur. Să fie aur, așa cum ne-a obișnuit, păi da, ne-a obișnuit Denisa, o avem da, pe aia și pe, pe aia și pe Georgiana în spatele nostru. Sunt două fete formidabile, două fete aur, da, care țin ștacheta sus în sportul gorjean și până la urmă meritele au fost recunoscute pe plan internațional, așa cum anticipam la un moment dat, când nu prea mulți târgujieni o apreciau la adevărata valoare pe Denisa Tălvescu. Apoi am văzut că au început cu
cu poze e obligat și cu, rezultatele. Cu elogii. Normal, e obligat rezultatele și sperăm ca fata noastră să aibă rezultate foarte bune și în perioada următoare. Aurel Măceșanu, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi în seara aceasta la Sportul Gorjean. Te așteptăm oricând cu plăcere și sperăm că vom avea despre ce discuta la nivel de performanță când vine vorba de nivelul județului Gorj și bineînțeles vom avea ce diseca la nivel de sport până la urmă, de echipă, pentru că iată, încet, încet parcă renesc anumite formații sau începem să conștientizăm că trebuie să sprijinim tinerii. E foarte greu, e greu. Trebuie făcut niște pași. Repet, sportul a fost ras, a murit sportul. Nu trebuie ușor, dăm încredere copiilor și răbdare. Am înțeles. Bun, punem punct aici emisiunii noastre. Domnilor, numele meu este Cătălin Pasăre. Vă aștept în fiecare marți de la ora 20:15. Până atunci, să auzim numai de bine.